Într-o zi răcoroasă de toamnă, nimic mai bun decât să așezi lemne. Un exercițiu venit la fix. Te încălzește și la propriu și la figurat. Așa că neapărat fiecare toamnă sau chiar vara, noi așezăm lemne. Lemnele cumpărate cu un an înainte, ca să aibă timp să se usuce bine și să meargă soba brici. Nu mai folosim atât de multe de când o avem pe Tamara, dar despre asta vom vorbi într-un alt video. Dar chiar și așa, cel mai bine este să le stivuiești și să le ai acolo. Nu să te ocupi în mijlocul iernii de tăiat, de stivuit, de strâns după tine și tot așa. Așa că de data aceasta Florin le-a tăiat, le-a crăpat, iar jumătate le-a așezat el și cealaltă jumătate a trebuit să iasă la animale și am făcut-o eu. El mi le aducea cu roaba, printre picături, eu le așezam. O adevărată muncă în echipă, iar cei mici mai mișcau și ei câte ceva prin jurul nostru. Florin vrea să-mi aduc o roabă plină cu ochi. Că i-am făcut observații că mi-aduce prea puțin. Acum n-ai tu treabă ce mi-aduce. Na, hai! O aduci ori nu aduci? Nu aduce! Tu vrei să le pui pe toate roaba asta? Păi da, eu mor de frig acolo. Aici? Păi... Mai acolo. Mor de frig. Roaba ta plină! No, hai! Opa! Asta, da, roabă plină. No, dă-o jos. Mă lași pe mine? Patrick.